Salut! În episodul de astăzi o să încerc să vă arăt una din cauzele multor probleme pe care le poți avea la mașină și cum se depistează această problemă, cum se rezolvă. Sunt lucruri despre care nu foarte mulți mecanici vorbesc pentru că, deși chestiunea e simplă, poate provoca simptome nasoale, chiar până într-acolo încât motorul să se oprească din mers și să nu mai pornească. Iar de foarte multe ori mecanicii cer foarte mulți bani să rezolve problema și de multe ori nu sunt nici măcar capabili să o depisteze. Deci se poate întâmpla să ne trezim că mașina nu mai merge bine. Tremură la relanti, smucește în timpul mersului, pornește greu, ba chiar se oprește în timpul mersului și are tot felul de simptome de astea ciudate care ne sperie. O ducem la mecanic care o pune pe tester și surpriză, mașina nu are niciun fel de cod de eroare, totul pare să fie perfect. Dacă și tu te-ai aflat în situația asta, te rog să-mi spui la tine care a fost problema și cum ai rezolvat-o, dacă ai rezolvat-o. Iar eu, în continuare, o să spun care este principala cauză, o cauză ascunsă de multe ori a acestor probleme, de ce nu apare nimic concret pe tester și cum poți rezolva problema singur. Deci, știm că de multe ori mersul ciudat al motorului și nu numai este cauzat de o problemă electrică. Totuși știm că problemele electrice atrag de obicei coduri de eroare. Însă, dacă vorbim de un contact imperfect, acesta de multe ori nu o să atragă niciun cod de eroare, deoarece curentul ajunge la componentă, însă nu la puterea necesară. Iar când vorbesc de un contact imperfect, mă refer în special la un terminal negativ, adică la o masă care nu face contact. Pe fiecare mașină, indiferent de mașină, există un astfel de cablu principal care duce de la baterie la caroserie. Vezi că și rimează. Astfel transformând caroseria, motorul și practic orice altă parte metalică a mașinii într-un uriaș terminal negativ. Iar de pe caroserie și motor pleacă mai multe astfel de fire, nu doar ăsta, care duc la diferite componente electrice de la mașină. Deci, dacă un alt fel de fir, cum e ăla, nu face contact perfect cu caroseria, poate crea multe probleme, cum ar fi tremurat în timpul mersului, alternator care nu încarcă, pornire greoaie, oprire în timpul mersului, mers în șuturi, aer condiționat ineficient, pâlpâirea becurilor atât la far cât și cele din habitaclu, sistem audio care nu mai funcționează în parametri și așa mai departe. O grămadă de probleme electrice. Calci frâna, se aprind becurile de la poziție, o grămadă de astfel de probleme. Iar în cele ce urmează, o să vă arăt cum depistezi problema și cum o rezolvi. Ok, în primul rând, ce trebuie să faci e să inspectezi vizual borna principală, deci masa principală care merge de la baterie. În cazul mașinii, ăsta e foarte simplu de văzut pentru că e sus. Alte mașini cum e asta, o au într-o poziție ceva mai nasoală, merge jos pe cutie. Doar că mașina are mai multe astfel de cabluri. De exemplu, la mașina asta, o astfel de masă este aici, asta duce la calculatorul mașinii. Și dacă cauți pe mașină, o să găsești mai multe. Important e să cauți acolo unde tu ai probleme.
Testul următor este destul de simplu, poate fi efectuat de absolut oricine. Singurul lucru de care ai nevoie este un multimetru, indiferent de care e. Nu trebuie să fii mecanic sau electrician auto ca să-ți dai seama că există o problemă cu unul din cablurile ce duc la partea negativă a bateriei. De exemplu, eu nu sunt mecanic, nu sunt electrician, nu sunt inginer, sunt pur și simplu un șofer care e sărac și își repară mașina acasă și vrea să împartă din puținul pe care îl știe cu ceilalți. Deci dacă pot eu, o să poți și tu, pentru că nici pe mine nu m-a învățat nimeni. Ok, ducem multimetrul la volți și practic ce facem, măsurăm tensiunea din baterie. Deci chestia asta eu o fac pe mașina mea, dar e universal valabilă, se procedează la fel absolut pe orice altă mașină. Deci pun de pe borna negativă pe borna pozitivă și am 12,65 de volți. Ok, deci știm că asta este tensiunea în baterie. Noi, ca să ne dăm seama dacă avem de-a face cu un contact bun sau nu, ne ducem pur și simplu la cablu pe care îl bănuim noi că n-ar face contact cum trebuie cu caroseria. Și atunci o să luăm de pe baterie plusul și minusul îl luăm de pe respectivul contact. Deci aici avem 12,64. Deci e ok. Bun, hai să mai căutăm într-un loc, să căutăm pe motor, să vedem ce zice. Pe motor la fel. Avem 12,64. Ok, înseamnă că nu avem nici o problemă cu cablurile astea, cel puțin aparent. Dar nu trebuie să ne lăsăm întotdeauna păcăliți de faptul ăsta, pentru că deși cu motorul oprit ne spune aceeași valoare aproximativ cu bateria. Pe baterie avea 12,65, acolo avea 64, deci e ok. Dar ca să fim siguri că totuși contactii sunt buni, pornim motorul. Și facem același lucru cu motorul pornit. Să văd unde pun pe ăsta ca să nu joace. Bun, perfect, se vede. Ok. Se vede. Și măsurăm cu motorul pornit tensiunea. 14,27. O luăm de aici. 14,27-28. O luăm de pe motor. 14,30. Adică asta înseamnă că contactii sunt buni, sunt perfecți. Dacă valoarele sunt pe acolo, să zicem, diferă foarte puțin, e ok. Deci testul se face în special în mers pentru că, deși cu motorul pornit s-ar putea să transmită același curent, când pornești motorul în sarcină s-ar putea să piardă curent pe parcurs și valorile să fie total diferite. Dacă există o diferență și este mai mică de jumătate de volt, e ok. Dacă diferența începe să fie mai mare de jumătate de volt, acolo trebuie intervenit. Chestia asta eu v-am arătat cum se face cu masa aia de sus și cu motorul, dar puteți face-o oriunde aveți o masă, să zicem, de 12 volți, pentru că sunt și anumite componente care merg pe voltaj mai mic, cum ar fi 6 sau 9. De exemplu, la un senzor care merge pe 12 volți, puteți să puneți multimetru, terminalul pozitiv pe baterie, iar terminalul negativ la mufa care merge la acel senzor. Măsurați dacă există o diferență semnificativă. Trebuie să mergeți pe circuit până acolo unde circuitul face masă cu caroseria sau cu bateria și așa mai departe.
Și o să vedeți că o să găsiți problema. Deci, așa se verifică pierderile astea de tensiune la masa mașinii. Bun, pe asta am lămurit-o. Dar ce te faci când observi că acolo unde trebuia să îți indice o tensiune, de exemplu, să zicem prin absurd că aici nu ți arată 12 volți, 12,6 volți cât ți s-a arătat la baterie, ba din potrivă nu ți arată nimic. Nu, pur și simplu nu apare nimic, nu măsoară nimic. Ei bine, atunci trebuie să verifici continuitatea acelui fir. Vă fac exemplu cu circuitul ăsta de aici, dar se face la fel, sper că înțelegeți, cu orice alt circuit. Unde ai un negativ, deci unde ai minusul, nu știu cum să mai spun să înțeleagă lumea, masa sau cum îl numiți voi, trebuie să existe o continuitate de la baterie până la acel contact. Și cum se măsoară? Se dă fie pe ohm, multimetru, fie îl dai pe continuitate dacă ai continuitate cum are multimetrul ăsta meu, care evident este un multimetru de 2 lei, vă las și link în descriere de unde l-am cumpărat, dar care funcționează perfect. Ok, cum se face chestia asta? Se merge după ce l-ai pus pe ohm sau pe continuitate, mergi cu unul dintre pinii multimetrului pe borna negativă, faci contact cu ea și cu celălalt mergi pe contactul respectiv. Deci se aude. Înseamnă că există continuitate. Dacă nu ai de asta cu bip, o să trebuiască să-ți arate 0. Deci există continuitate. Și acum hai să vedem și pe motor, să merg undeva unde pot face contact ca lumea. Deci există continuitate. În cazul în care nu există continuitate, clar, firul respectiv este întrerupt. Și atunci nu o să ai ce să-i faci decât să mergi pe traseul lui să vezi unde s-a rupt. De obicei, un locuri unde atinge caroseria sau alte componente dure din cauza vibrațiilor, se mai rup cablurile. Na, ce se face? Asta e. Deci, acum dacă ai simptome ciudate, o să știi unde să cauți. Să știi că foarte multe din problemele electrice sunt din cauza unor astfel de contacti imperfecți. Asta explică de foarte multe ori de ce mașina merge prost, de ce mașina merge în șuturi. De exemplu, dacă nu ajunge curent cum trebuie la un senzor vital, mașina s-ar putea nici măcar să nu mai pornească. Sau dacă se întrerupe negativul care merge la calculatorul mașinii, mașina o să fie moartă, nu o să pornească, o să fie o să pară o tragedie. Dar făcând testul ăsta, o să observ că e destul de ușor de găsit problema și de o rezolvat. O poți face chiar tu acasă și s-ar putea să nu te coste niciun ban. Sau poți să alegi să mergi la un service să cheltuiești foarte mulți bani, pentru că de multe ori ei umflă problema. Nu toată lumea, bineînțeles, sunt și oameni onești, dar ideal ar fi să învățăm să ne reparăm mașinile singuri și să ne cunoaștem mașina, pentru că e important să-ți cunoști mașina, tu ca și proprietar. Ok, ne vedem data viitoare.